La finele săptămânii trecute, la Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret Baia Mare a avut loc un colocviu cu tema Perspective și oportunități în învățământul profesional și dual. La acest eveniment au stat față în față reprezentantul Autorității Naționale pentru Formare Profesională, inițială în sistem dual din România, Adrian Ionescu, mai mulți inspectori școlari, furnizori de servicii în educație, dar și agenți economici. Discuțiile purtate între mediul de afaceri și cei de la București, reprezentanții învățământului dual, au fost extrem de constructive, bazându-se pe întrebări și răspunsuri vis-a-vis de importanța și oportunitatea creării noilor clase bazate pe învățământ dual. Tot ceea ce înseamnă oportunitate din partea mediului de afaceri și ceea ce înseamnă facilități vis-a-vis de educația copiilor în acest sistem educațional. Din partea agenților economici prezenți, feedback-ul a fost extrem de pozitiv, urmând a da loc noi întâlniri și discuții pe aceste teme. Și din partea Bucureștiului feedback-ul a fost pozitiv. Am stabilit că în septembrie va avea loc o nouă întâlnire pentru a stabili și a pune bazele unor clase cu profil învățământ dual. Instituția liceală nu pregătește elevi pe această formă de școlarizare, dar este interesată să facă asta în viitor. În perspectiva proiectului pe care învățământul dual și-l propune, facilitățile vor fi de angajare încă din anul 2, clase profesionale, urmând a continua cu facilități fiscale pe care Ministerul de Finanțe le propune. Învățământul profesional este încă evitat de foarte mulți tineri, aceștia preferând să finalizeze un liceu și să își restrângă oportunitățile de angajare decât să își găsească un job după școala profesională.